În anumite zone din țară, nu pandemia a fost principalul inamic al școlilor, ci frigul din sălile de clasă. Astfel, elevii au trecut în mediul online, deoarece condițiile din sălile de clasă erau inumane. Este vorba despre 189 de clase cu 4.947 de elevi care suspendă activitatea față în față din cauza temperaturii scăzute din clase, nu din cauza COVID. Ne referim la școlile din mediul urban, deoarece în mediul rural nu sunt astfel de probleme, întrucât încălzirea se face cu lemne, iar autoritățile și-au făcut stocul necesar înainte de sezonul rece. Nu știu exact, adică ar fi nepotrivit din partea mea să spun ca și când aș ști totul, deși pretind mă pregătesc să devin guru, dar pentru asta trebuie informație și până la urmă recursul la Toma Necredinciosul. Asta înseamnă știință. Știința nu este niciodată absolută, că mulți oameni zic, crezi în COVID? Nu, cretinilor, cred doar în Dumnezeu. Păi asta arată că autoritățile nu au făcut ce trebuia să facă pentru ca școlile să aibă căldură, deși în fiecare an se știe că pe 15 septembrie începe școala. Dar cu toate astea, autoritățile sunt tot nepregătite. E, după părerea mea, o mare pierdere pentru că școala online s-a dovedit că nu reprezintă aproape nimic. Adică nici măcar 50% din școala față în față. Și asta o spun și părinții și o parte dintre elevii care ar vrea să învețe. Problemele au fost întâmpinate în județul Timiș, unde șeful inspectoratului școlar județean Timiș, Marin Popescu, a declarat că temperatura în sălile de curs ale școlilor racordate la sistemul centralizat de încălzire din municipiul Timișoara este de 20 de grade Celsius, iar consiliile de administrație din 4 unități de învățământ au anunțat că suspendă cursurile față în față. Factorul care primează închiderea școlilor e COVID-ul, categoric. Pentru că ziceau ei că copiii nu sunt atât de vulnerabili, dar uite, să certifică faptul că și copiii se îmbolnăvesc foarte mult, se infectează. Acolo, pe lângă faptul că copiii sunt copii, nu știu, mă rog, cum sunteți, benguie, așa, ei nu se protejează, că doar trec pe lângă școală și văd ce fac. Deci, și o a doua problemă ar fi și asta de frig. Nu-i pasă cuiva că tremură, nu. Nu, vedeți, fără treabă, nu-i pasă lor. Deci COVID-ul e o chestiune că asta este, trebuie să închidă. Școala nu are încă căldură, lipsa alimentării cu agentul termic fiind datorată unor lucrări de retehnologizare care se desfășoară în zona școlii. Ca atare, în medie sunt 16 grade Celsius în clase. Reprezentanții școlii au povestit că noaptea temperaturile sunt foarte scăzute, iar dimineața toate geamurile trebuie să fie deschise din cauza regulilor din pandemia de coronavirus. Zilele acestea copiii au stat cu gecile pe ei la ore. Consiliul de administrație a decis ca timp de 2 săptămâni orele să se țină online.